Bun găsit, albinoțelor! Prietenele noastre din această săptămână, toamna și iarna, au spus că în camera mea au ascuns niște comori. Este o cameră secretă. Acum nici eu nu mai cunosc, pentru că chiar dacă este camera mea, este plină cu niște surprize pe care eu, împreună cu voi de acasă, trebuie să le descopăr. Așadar, mi-am adus un detector. Acesta mă va ajuta să găsesc locul unde se află comorile și, de asemenea, mă voi echipa cu o lanternă pe care o folosesc minerii atunci când se duc în adâncuri să caute minerale, roci, comori. Am încă o condiție de îndeplinit și o veți îndeplini și voi acasă. Eu trebuie să merg în patru labe, da? Ca și bebelușii. Pe genunchi, pe palme, pe genunchi, pe palme. Și acolo unde detectorul îmi va face cu senzorul că este o surpriză, mă voi opri. Pornim la treabă. Haideți cu mine! Mi-am adus și un coșuleț. Lanterna. Și detectorul. Pornim la treabă. În patru labe. Aici se pare că este ceva. Aici altceva. Mă bucur foarte tare că îmi găsesc. Și aici ceva. Aici. Și tu ascunzi ceva. La tine nu este. Aici? Da. Aici nu. Aici este. Încerc să merg în patru labe. Mă folosesc și de mâini și de picioare. Aici. Perfect. Aici? Da. Aici nu mai este. Eu nu mai văd. Uite, era să te uit. În patru labe vin până la voi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă aștept la activitatea următoare să descoperim ce se află în acest coșuleț, care sunt adevăratele și realele valori ascunse în camera mea. Am găsit comorile din camera mea secretă. Și prietenele noastre, toamna și iarna, sunt tot cu noi. Pentru că, trebuie să vă spun un secret, ele au ascuns comorile în camera mea. Sunt lucruri care le aparțin lor și astăzi au venit cu niște ghicitori. Voi, dezlegând misterul ghicitorii, găsind răspuns la ghicitori, veți dărui înapoi obiectele care le aparțin celor două zâne. Haideți să pornim la treabă și să luăm rând pe rând comorile pe care le-am găsit și să vedem ce s-o fi ascuns acolo. Când nu e zăpadă, doarme în ogradă, iar când ninge afară, cu copiii zboară. Bineînțeles, Sania. Cui o înapoiem? Zânii, iarna. Iarna ne dăm cu Sania. Continuăm. O deschidem negreșit,
dacă ploaia s-a pornit și ne apără de ploaie, chiar decurge în șuvoaie. Cine să fie? Bineînțeles, umbrela. În ce anotimp plouă foarte mult și avem nevoie de umbrelă? Sigur că da, în anotimpul toamna. Parcă ar fi niște petale, ori steluțe ce dansează, norile presară iarna și pe gene ți se așează. Da, fulgul fulgi de nea. Aceștia sunt specifici anotimpului iarna. Continuăm. Oare ce este aici? Primăvara înverzește, toată-i verde și foșnește, toamna se îngălbenește, cade jos, se veștejește. Ce-o fi? Ați ghicit. Frunza, frunzele veștejite ale toamnei. Încă o surpriză. E călduros și pufos, iarna te ajută cu folos. Nu te vei răci dacă în jurul gâtului îl vei primi. Nu este greu, este vorba de fular și aici sunt și mănuși, căciulă, un echipament complet, specific anotimpului iarna. Toamna din livezi se adună, gospodina face gem, compot sau vrea să pună în cămară pentru iarnă să fie consumate pentru sănătate. Ați ghicit! Fructe, fructe de toamnă, un coș frumos pe care îl dăruim înapoi toamnei. Continuăm și luăm o altă surpriză. Ce să fie ascuns aici? Stă în curte lângă pom, îi zici om, dar nu e om și când soarele încălzește, nu-l mai vezi, că se topește. Ați ghicit, este omul de zăpadă. Așezăm aici. Pun într-o parte să vedeți imaginile clare. Am luat o altă imagine. E rotund și mare, mare, miezul galben la culoare, iar în mijloc are multe dulci și albe semincioare. Dovleacul și acolo mai este și grâu pe care îl adunăm în anotimpul toamna. Uitați cât de frumoase devin rochițele zânelor. Continuăm! Da. Intră ursul ca să doarmă, că e frig iarna afară. Are hrană, cald, de toate. Va ieși la primăvară din... din hibernare, bineînțeles. Când hibernează animalele, ursul, în anotimpul iarna.
Și mai am o surpriză. Se adună în văzduh atunci când simt că nu mai e zăduf. De frig le este teamă, își iau zborul cu mare larmă. Oare cine? Păsările călătoare. În anotimpul iarna, în anotimpul toamna, ele pleacă spre alte țări unde este cald, pentru că vine iarna și pentru ele frigul ar fi unul prea puternic. Ele chiar ar putea să moară din cauza frigului. Zânele noastre sunt foarte încântate de răspunsurile voastre și au rămas bun de la voi. Vă salută și vă mulțumesc pentru felul în care voi ați acumulat așa de multe cunoștințe. Pe curând, albinuțelor, sunt mândră de voi!